Părinții care se tem să-și trimită copiii la școală, dar și profesorii care se înscriu în rândul persoanelor vulnerabile în fața virusului mortal, au posibilitatea să continue cursurile în sistem online. Copiii care au contraindicații medicale, certificate medicale, vor putea să continue procesul de învățare online și după data de 8 februarie, chiar dacă ceilalți colegi se vor întoarce în bănci la școală. De asemenea, și profesorii, dar și elevii care au membrii ai familiei cu vulnerabilități medicale, vor rămâne în sistem online. În cazul în care vom avea fie profesori, fie elevi, fie membrii de familie ai acestora, dar trebuie să aibă un document prin care suferă de exemplu de diabet zaharat sau alte boli cronice sau o imunitate deficitară, atunci în baza unei certificări emise de medicul de medicină muncii, elevul sau profesorul vor face ore online. Dacă este vorba de un profesor, acesta va stabili în principiu în afara orelor de curs orele pe care să le țină cu elevii de la clasa respectivă. În Olt, peste 140 de elevi și cadre didactice vor învăța în sistem online. Elevilor le va fi facilitată participarea la cursuri prin sistem video. Concret, ei vor fi prezenți la ore în același timp cu colegii lor. Iar profesorii care rămân acasă vor avea un orar separat. Ei vor susține orele online după orele față-înfață. Până acum, din ce am centralizat, avem 23 de cadre didactice, 87 de elevi și 37 de aparținători, toți cu certificat medical. Mulți profesori susțin că odată cu vaccinarea lor și ei se vor putea întoarce la catedră. În Olt, 56% dintre dascăli vor să se vaccineze anticovid, dar până acum s-au imunizat doar 372. 1597 sunt programați.